Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Campus.pi. Este vineri seara, este început de weekend și m-am gândit că ne-ar prinde bine tuturor să stăm așa în fața televizoarelor și să ascultăm povești frumoase. Povești pe care la noi aici la Buzău, din păcate, puțin le mai pot spune, însă, din fericire, îl avem pe prietenul nostru din totdeauna, domnul Gheorghe Petcu, cel care, așa cum spunea la un moment dat, scormonește și scoate la lumină povești extraordinar de frumoase. Bună seara, domnule Petcu, și bine ați revenit în studioul Campus TV. Sărămâna, bună seara, bine v-am găsit! Domnule Petcu, munciți de zor, așa cum ne-am obișnuit. O să vă rog să le spuneți telespectatorilor noștri ce aveți acum pe masa de lucru și asta, de ce vă provoc să spuneți acest lucru? Pentru că nu este o singură lucrare. Sunt mai multe și funcție de starea dumneavoastră completați la fiecare. Eu asta știu că se întâmplă, nu puteți să scrieți decât în anumite condiții și atunci când aveți certitudine asupra unui fapt. De acord cu dumneavoastră, principala mea lucrare acum este Râmnicul Sărat, un județ mândru de trecutul său. Vreau să vă spun că mi-am trecut așteptările. Spun foarte sincer acest lucru, întrucât am descoperit o serie de fenomene pe care am să le explic în seara aceasta, și de mari personalități, și o spun cu cum vrea lumea să ne ia. Până la urmă, personalitățile râmnicene sunt ceva deasupra și a celor vrâncene și a celor buzoiene. Vă rog să rețineți, nu exagerez cu nimic, rămân impresionat de câte lucruri deosebite, în afară de marile personalități cunoscute, Florica Cristoforeanu, privighetoarea operetei românești, Petre Antonescu, unul din cei mai mari arhitecți ai acestei țări, tot detalia lui Ion Mincu, cu Arcul de Triumf în București, o mândrie pentru buzoieni, cu primăria capitalei, cu catedrala de la Galați și la Buzău, cu Palatul de Justiție, și alte multe lucrări realizate de domnia sa. Deci, afară de cei cunoscuți, am să spun nume care unele am discutat cu fel de oameni, nu realizau că fac parte din Râmnicul Sărat. Le-am strâns cu migală de-a lungul decenilor. Eu nu pot să spun că am lucrat o zi, 10 ani, 20 de ani, nu știu de unde le mai știu și de câți ani le știu. Dar sunt lucruri foarte, foarte interesante despre Râmnicul Sărat. Interesante, foarte adevărate și adunate cu greu. Sigur, mi-a venit ușor pentru că am scris acum 15 ani, uitați, albumul Râmnicul Sărat. Deci nu poți să iei cu enciclopedia lui Râmnicul Sărat. Trebuie să începi cu album, monografie și după aceea să intri în amănunt. De aceea și în enciclopedia județului Buzău, la loc de cinste am trecut Râmnicul Sărat și față în față am trecut fotografiile primăriei de la Râmnic și de la Buzău, pentru că 4-5 ani mai devreme a fost construită primăria de la Râmnic decât cea de la Buzău. Deci, pe această parte de țară s-au întâmplat lucruri extraordinare. Dar aș vrea să încep, dacă îmi permiteți, totdeauna cu 2-3 pastile și lucruri inedite descrise pentru buzoieni de mine pentru prima oară. Și aș vrea să încep cu marmora din centrul Buzăului. Într-o discuție cu fostul primar al Buzăului, Gheorghe Milu, el mi-a spus, domnule, să-ți povestesc cum am pus marmora în 75. Pentru că în 76 venea șeful statului și trebuia să o termin. Ultimii 80-100 de metri spre hotelul Pietroasa nu mai aveam marmură. Și un buzoian al nostru era vicepreședinte la capitală. Și m-am dus la dânsul. Am mers la Granitu, pentru că nu era domnul Videanu atunci, și la Granitu, a ajuns acolo, spune un domn mai curajos așa, domnule, noi am putea să rezolvăm această problemă, numai dacă sunteți de acord de dumneavoastră, adică primului vicepreședinte. Ia să vedem despre ce e vorba. Este vorba de soclu și de bustul lui Stalin din București, care aici l-a aruncat după moartea lui Stalin în 1953. Și unde este? Păi uite, în magazinul Arace. L-a scos de acolo și nicio problemă. Știe cineva de el? Nu mai știe nimeni. Aveți vreun act? Nu avem nimic. Tăiați-l. L-a tăiat,
Domnul Milu l-a adus la Buzău și acum când călcați pe Marmura din centru, călcați și pe soclul statuii și o parte din statuia lui Stalin din București. Asta inedită, deci eu am scris-o pentru prima oară în carte, n-avea de unde să știe că mie îmi spusese prima dată domnul Milu chestiunea aceasta. Doi, ar vrea să vorbesc câteva secunde. Armata Roșie la Buzău. Un alt primar al Buzăului, Alexandru Florescu, după ce am discutat pentru monografia municipiului Buzău, realizările Parcul Tineretului, Crângul, cum a mărit lacul din Crâng, că era mult mai mic atunci, nu avea decât o singură insuliță și el l-a mărit acolo. Bun, și trebuie să ai răbdare cu oamenii în vârstă și spun și lucruri interesante. Și zice, domnule, să vă spun ceva, eu stăteam pe Bălcescu, fostă brătianu, așa mi-a spus domnia sa, și stăteam în aceeași clădire cu comandantul trupelor sovietice la Buzău și cu politrucul armatei sovietice. Și nu se mai terminau lucrările la metalurgica. Anii 50 început, 50, 51, 52. Și atunci eu mă duc într-o seară și le spun, domnule, vine Gheorghe Udeș și cu conjutețeanul nostru, Chivu Stoica, ajutați-mă, nu se pune problema. Și le-a dat molotovuri, le-a dat 300 de ostași la mase plastice acolo și a făcut o ordine în 2-3 zile extraordinară. Și dânsul spune pe urmă, zice, uitați, acum când trec pe lângă mase plastice să vă spun, să nu vă spun, vă rog eu frumos să-mi spuneți. Îmi dau seama că plopii aceștia din fața maselor plastice este pusă de Armata Roșie la Buzău. Am abuzat copios și a făcut și o faptă bună Armata Roșie la Buzău. Trei, și cu asta încheie și trecem la problemele noastre, școala numărul 1, care astăzi este școala 5, prima școală înființată de Dionisie Romanu la Buzău 1832, a fost sediul Gestapo-ului la Buzău și de aceea avem imagine veche în monografia municipiului și imagine nouă, pentru că nu s-a așteptat ca rușii, întrucât a venit 23 august, s-a rupt frontul și rușii au venit foarte repede la Buzău. Și atunci au fost obligați și aruncat în aer această școală și de aceea s-a reconstruit după 23 august 44 și clădirea veche o vedeți doar în imagini. Sunt și alte lucruri, dar altă dată am să spun câteva lucruri de-astea interesante despre Buzău. Păi asta nu ne face decât să vă invităm mai des și în limita timpului dumneavoastră, domnule Petcu. Vreau să le explic telespectatorilor noștri că în fața dumneavoastră pe masă sunt doar câteva dintre capitolele lucrării la... de care dumneavoastră vă ocupați acum, Râmnicul Sărat, un județ mândru de trecutul său. Însă o să vă rog, așa cum spuneați mai devreme, să le mărturisim, să le spunem, să le povestim telespectatorilor despre oameni care au făcut istorie poate chiar la nivel mondial și despre care mulți au uitat că sunt din partea Râmnicului. Îmi pomenează dumneavoastră mai devreme câteva nume și tare m-aș bucura să putem să le spunem și telespectatorilor noștri despre acești oameni. Aveți dreptate. În primul rând aș vrea să arăt cum arăta o gazeta Săteanului. Cecedat Culescu, ea s-a tipărit mare parte la Râmnicul Sărat și ultimele ediții la București. Săracul a intrat și a făcut această lucrare extraordinară, a intrat bogat, fiind boier și a ieșit sărac. Dar cineva spunea că a murit sărac, nu-i, dar a murit săracul și uitat. Uitat de toată lumea, dar revin la nicio faptă bună, nu rămâne nepedepsită. Bun, aș vrea să vorbesc despre câteva personalități care nu merită să fie uitate. Minovicii. Dom'le, cei trei frați Minovici. Da, eu n-am putut să înțeleg cum brăilenii le ridică statui, dau nume de școli. Amintesc despre ei, fac simpozioane. Am văzut oameni unde te duc, mă duc la simpozion sau prieteni din București, este simpozion cu familia Minovici la... Păi nu vă supărați, Mina Minovici atât este născut la Brăila, iar Nicolae și Ștefan sunt născuți la Râmnicul Sărat. Tatăl lor, eu îi zic ca român, unic macedo-român, a fost și primar de Râmnic câteva luni în Râmnicul Sărat. Păi este posibil Mina Minovici este cel care a făcut Institutul de Medicină Legală, cel care îi poartă astăzi numele.
era clădirea cea mai importantă după glob la vremea aceea. Deci cu realizări excepționale. Și a fost director acestui institut medico-legal, inaugurat încă din 1892, cunoscută morgă aici, și după planurile sale. Da. A fost decanul Facultății de Medicină București, a fost director general al Serviciului Sanitar. Păi, Institutul Medico-Legal îi poartă numele Mila Minovici. Deci și el a locuit o perioadă la Râmnicu Sărat, domne. Unii numai dacă trec prin oraș îl amintesc și îl trece. Nu, noi nu ne ocupăm de treburile acestea. A inițiat revista Anti-Alcool și a făcut o serie de lucrări extraordinară. Extraordinară. Bun, urmează fratele său, Nicolae Minovici. Nicolae Minovici a vrut să facă alte profese. Fratele lui l-a îndreptat tot spre medicină. Este șef de lucrări în 1909-1915, conferențiar la Catedra de Medicină Legală a Facultății de Medicină din București, face studii de perfecționare la Berlin 1897-1901, noi n-am văzut nici astăzi, el a învățat acolo, și la Paris 1901-1902. Funcționează ca medic legist pe lângă parchetul tribunalului și ca subdirector la Institutul Medico-Legal. Desemnat secretar general Comitetului de Organizare al celor de la 17-lea Congres Internațional de Antropologie de la București. Președinte și a fost președinte al Colegiilor Medicilor din România. A fondat revista de medicină legală și a fost promotorul asistenții medico-sociale și organizarea serviciilor de prim ajutor și chirurgie de urgență, spitalul de urgență de astăzi. Ce să mai discutăm? Inclusiv Floreasca, care se dărâmă astăzi, este făcut tot în vremea aceea. Tot Nicolae Milovici, de spitalul de urgență din București, inaugurat în 1924, azilul de noapte pentru prima oară în această țară, sub forma aceasta nouă, el, școală samaritană, astăzi auzim. Am ființat școli de reeducare și școli de meserii și agricultură, pentru prima oară în țara aceasta. A fost șef al serviciului antropologic și a scris el despre spânzurare în 1904. A fost primar al sectorului Albastru 1926-28, iar din 34 primar al satului Băneasa. Deci Facultatea de Farmacie din București s-a înființat datorită. Deci, meritul principal l-a avut Nicolae Minovici. Farmacia de azi, nu o băga în seamă farmacia, o băga la leacuri, o băga la altceva și el a insistat și s-a făcut acest, vă imaginați, nu? El este cel care are vila cu clopoței. Bine, macii să spunem că bănuiesc că le place telespectatorilor dumneavoastră. El a fost agreiat foarte mult de Mița Biciclistă, am mai discutat eu odată de el, chiar dacă avea foarte mulți, deci prima femeie care a mers pe bicicletă în București, prima femeie care nu s-a mai scălda cu halatul pe ea și a intrat într-un lac, aici, cu costum aproximativ cum arată costumul acesta de astăzi, iar când trecea în fața la capșat, nu mai mișca nimic în frot, toată lumea s-a uitat după Mița Biciclistă, în două vorbe. Este născută la Dițești, lângă Filipeștii de pădure, avea ceva avere, este instruită la Paris și vine modernă la București. Printre amanții ei se numără și un rege sau cel care urma să fie la tronul Belgiei sau Olandei. Și ea la un moment dat când a dat un interviu zice să zică Mița a treia, regina, chiar glumea pe... Ia. Și vila cu clopoței, zigurele rele că Nicolae Minovici a făcut-o și a trăit poveste de dragoste foarte interesantă cu Mița Biciclista. Ea săraca botezat așa pentru că s-a certat cu George Ranetti, totdeauna nu-i bine să te pui rost cu jurnaliștii, ăsta i-a găsit porecla și ăsta a lansat așa și așa i-a rămas numele până în ziua de astăzi. După aceea Ștefan Minovici, fratele lui, deci născut-o la Râmnicu Sărat. Deci nu discutăm că, nu, pe acte discutând acest lucru. Este membru corespondent al Academiei Române, membru al Societății de Biologie din Londra, al Comisiei Internaționale pentru unificarea metodelor de analize igienice,
a Societății de Chimie Biologie din Paris, a Societății de Chimie din Franța, al Societății de Grafologie din Paris și München. A fost fondator și președinte al Societății de Chimie din, deci primele laboratoare făcuți de Ștefan Minovici. Păi merită să fie uitat și el a contribuit la învățământul farmaceutic de rang universitar din România. A fost o personalitate de prim rang. Și urmează un urmaș al lor pe care l-am găsit, Ștefan Minovici, deci poartă numele înaintașilor țări, care trăiește în America, care a făcut o afacere foarte interesantă, este în anturajul lui Trump astăzi și a făcut o policlinică de 6 milioane de euro și la București a încercat să facă de 2 milioane de euro. Birocrația românească aproape l-a îngenunchiat, dar nu s-a lăsat, este un român adevărat. A românii sunt dublu, triplu decât românii noștri. Bun, despre Minovici am vorbit. Păi să discutăm acum, sunt două nume. Vespasian Ipela, născut la Râmnicu Sărat în 1874, era ziarist, avocat, politician. Și a fost și primar al Râmnicului în 1902 și 1904, fiind cel mai tânăr primar din istoria orașului, la numai 28 de ani pentru Mnage. Și din inițiativa ta se ridică în fața primăriei, dar primăria atunci era unde e muzeul municipal astăzi, bustul lui Bagdad. Editează Lumina, ziar râmnician, Opinia, colaborat la Democratul, dar important este Vespasian Vepela, fiul său. Este fondator al dreptului internațional penal, al dreptului internațional, numai în țara noastră, la nivelul globului, al unificării dreptului penal și artezan important al unei jurisdicții penale internaționale cu caracter permanent. Păi ce mai vreți? Așa personalitate extraordinară. Asociația Internațională de Drept Penal de la Paris, citez ca să fiu bineînțeles, Vespasian Vepela a fost acela care a aruncat scânteia creatoare. După primul război mondial, el a conceput planul general al unui drept penal interstatal în vederea asigurării ordinii internaționale prin respectarea principiilor dreptului, devenind astfel fondatorul dreptului internațional penal. Domnule, merită să nu fie cunoscut acest om? Nu are cum să nu fie cunoscut asemenea fondator al dreptului internațional penal, unificarea dreptului penal și respectiv de artizan important ale jurisdicției penale internaționale. Și a fost reprezentantul României cu contribuții notabile în domeniul dezarmării regimului juridic al gurilor Dunării sau cooperării bilaterale. Deci, ce să spun, a fost în dreapta lui Nicolae Titulescu, dar a fost cel care a lucrat efectiv. A lucrat efectiv și este recunoscut pe tot globul că este fondator al celor spuse de mine. Sunt atât de multe lucruri, domnule Petcu, cu care ar trebui să ne facă să fim mândri. Atât pe noi buzoienii, de ce nu, dar mai ales pe râmniceni care am sentimentul că și acum se simt oarecum nedreptățiți așa de istorie, să spunem așa. Acum, să știți, urmează globalizarea, da? Trăim. Probabil și că țara va deveni un district, va deveni o provincie mai mare, da? Un land al Statelor Unite Europene. Și cineva îmi spunea, domnule, de ce te zbați atât, că din contră mă zbat mai mult ca să realizez, să vadă ce a reprezentat Râmnicu pentru istoria acestei țări. Și a avut legătură, pentru că primul act e 8 septembrie 1439 al lui Vlad Dracu, primul act în teren despre Râmnicu Sărat. Așa că merită acest oraș să fie scos în evidență. Eu, mergând cu Dimitrie Gusti în stânga și văzând că are 232 de sate, fostul județ Râmnicu Sărat, uitându-mă la satele componente, pe urmă, foarte ușor mi-am dat seama. N-am văzut. Mitrofan. Se băteau vrâncenii. Moldovean nostru.
Buzoienii, a fost episcopul Buzăului și a scos la tipografia din Buzău. Bun, când mă uit în alte cărți de specialitate, spunea în felul următor: Mitrofan, născut la Bonțești, satul Bonțești, comuna Cârligele, plața Plăinești, județul Râmnicu Sărat. Păi, cum să nu te mândrești cu asemenea om care a scos Biblia de la București, 1688, un merite extraordinar. Lui la Duliu Zanfirescu. Duliu Zanfirescu, Vrâncean, toată lumea, nu poți să le stai în față. Și am fost și la Vrâncea la câteva manifestări, Vrânceanul nostru. Păi, domnilor, nu numai că Duliu Zanfirescu zice, nu, Gheorghe Petcu zice, personalități importante în istoria literaturii române, George Călinescu spune. Spune născut în Plăinești, plasa Plăinești, județul Râmnicu Sărat. Păi ce să mai vorbesc al? Și Sihleanu, pe care Eminescu îl vede liră de argint. 23 de ani a trăit atât. Coleg la școală, la Sfântul Sava în București. Cu cine credeți? Cu Odobescu și cu Teodor Raman. Învață la Paris, nu știu, se îmbolnăvește de dalac, n-a avut ce face și în câteva zile moare. Mergând pe firul acestei istorii, am descoperit câteva lucruri interesante și mi-am dat seama că un băiat al lui Ion Ghica, marele pașoptist și marele unionist, fost prim-ministru al acestei țări, prin căsătoria cu Grădișteanu, a intrat în posesia averei de la Sihlea, Sihlele a intrat. Și după aceea copilul acestora nu era altul decât prințul Ghica, care a fost aici la Buzău după ce a făcut pușcărie la canal și era prieten foarte bun cu Ion Sârbu, primul secretar, președintele Consiliului Județean de la Buzău. Vorbind cu fiica Carina alu prințului Ghica, dumneavoastră mi-a spus, zic, puteți să-mi spuneți ceva despre legăturile despre primul secretar și un prinț? Și zice, cum să nu vă spun? A fost un om deosebit și s-a înțeles extraordinar de bine. Dacă făcea o ședință și veneau cei din construcții, că lucra la ICMJ, era obligat prin lege primul secretar să spună, este tovarășul prinț Ghica în sală? Prințul Ghica se ridica și spunea, da, domnul prim secretar, sunt în sală. Bun, și spunea că l-a ajutat după Revoluție, dacă înainte l-a ajutase Sârbu, că era șeful județului, după Revoluție, prințul Ghica devine prim vicepreședinte al PNCCD-ului, președintele PNCCD pe București, președintele Federației de Rugby din România și a spus, inclusiv l-am înmormântat, domnule, și l-am ajutat-o și cu bani pe doamna Sârbu, pentru că au fost niște oameni deosebiți. Vedeți, dumneavoastră, dacă nu sunt bariere și nu plecăm strict, ăla e așa, ăla e așa și ăsta plecând de la politic. Și după fapte, dacă nu avem ce să spunem un om, îl agățăm politic. Cu mare plăcere mi-a vorbit dânsa, dar nu o să dau tot din casă acum, mi-a povestit cum a ajutat-o foarte mult după Revoluție. Vedeți cum se schimbă istoria. Bun, să venim cu Traian Săvulescu. Păi, născut în 1889 la Râmnicu Sărat, deci nu sunt cu părinții, tatăl era din Grebănu. Păi a fost membru al Academiei Române. Membru corespondent, după aceasta membru al Academiei Române. A fost președintele Academiei Române. El este cel, a fost ministru al agriculturii și vicepreședinte al Consiliului de Ministri. Și a editat lucrarea Flora Republicii Populare Române, al cărui redactor a fost pentru primele 5 volume. Ce părere aveți cu asemenea om extraordinar. Și el a înființat și serviciul de protecție a plantelor în această țară. Și am să spun cu litere de șcheapă toate astea. Și autor a 400 de lucrări de specialitate și a format o adevărată școală de botanică și fitopatologie, având o însemnată contribuție la fundamentarea agronomiei moderne. A fost ceva ieșit din comun prin și în acele vremuri tulburi și grele, foarte grele. A reușit să facă ceva extraordinar.
Am mai discutat, dar îmi face plăcere să vorbesc de generalul Gheba, care n-a rămas ca general în istorie, a rămas cu cele 600, cu 6 milioane de exemplare cu legeri de matematică, născut în satul Poienițele, din Poienița, din comuna Dumitrești, județul Râmnicu Sărat. El urmează o școală de, și este sublocotenent, este trimis în al doilea război mondial, este luat la cotul Donului prizonier și ajunsese la 39 de kilograme, un regim aspru, extraordinar de aspru. Și aici norocul lui a fost o doctoriță, i-a spus îngerul blond. Doctorița, capitană în armata sovietică, se îndrăgostește de el, o poveste mare de dragoste, rămâne și însărcinată, a avut relații neprincipiale cu dușmanul de clasă, dat afară, ea a rămas în pușcărie săraca și el a venit încoace cu diviziile care s-au format de către Ana Paugăr, Horia Cloșcarșan și Tudor Vladimirescu. Nu și-a văzut copilul decât după Revoluție, prin anii 94, ca să vă imaginați, când avea 50, după 55 de ani. Era moartă, s-a dus să-i respecte, s-a dus la Moscova să-i mulțumească că l-a scăpat de cele. El o încurcă și el rău de tot, că împotriva guvernului, mă rog, și al statului, fusese în anturajul și îl pusese prefect de Râmnicu Sărat, Ana Paucăr. Ana Paucăr a intrat și în disgrație și a ajuns la pușcărie la Râmnicu Sărat, rămânând celebră prin cuvintele după ce o bagă în pușcărie, moare Stalin, regim de izolare completă și după moartea lui Stalin se duce Gheorghe Apostol să o aștepte să iasă din pușcărie. Și Ana Paucăr, când a ieșit din pușcărie, spune, știe tovarășul Stalin ce am pățit eu? Da, și n-ai bine în gură, că dacă trăia Stalin, sputrezeau arsele în pușcărie. Vă dați seama cât erau de îndoctrinați. Bineînțeles, ea l-a trimis inclusiv pe soțul la moarte, a fost și amanta lui Moris Toresc și a avut și un copil. Problemele sunt mult mai complicate, dar să rămânem la Gheba deocamdată. Iar Gheba a trebuit să trăiască pentru a educa și a învăța matematică sute de mii de elevi, generații întregi. Vă dați seama cum poate să fie. El, încurcând-o, între timp, vine din șeful statului major al armatei sovietice, vine la București și întreabă unde e prietenul meu Gheba. Bineînțeles că ăștia nu l-a scos dușman de clasă. L-am îmbrăcat, l-am pomnat și l-a dus la ambasada sovietică. L-a făcut și general acolo și a avut stea norocoasă, a avut în destinul lui, a fost și l-a făcut. Cred că noi, elevii de acum 20 de ani, domnule Petcu, am fi învățat mai cu plăcere matematica și am fi rezolvat mai ușor problemele dacă am fi știut că acest domn Gheba, care ne dă nouă mari bătăi de cap, e buzoian de-al nostru, e râmnician de fapt. Râmnician, dar poate fi numit din... Da, practic așa trebuia să rămână, toată Valea Râmnicului trebuia să fie, și astăzi am vorbit, săptămânele, acum două săptămâni am fost la JT, a fost un primar și toți plâng după Buzău și așa s-au simțit în această parte de, în această parte de țară. Înainte de a continua, domnule Petcu, sunt nevoită să vă întrerup pentru că timpul ne arată că trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni direct și vom continua discuția noastră.